Data de 26 noiembrie 2021, pe canalul meu a apărut videoclipul Dosar de ofițer. În urma apariției videoclipului, la data de 15 decembrie 2021, coincidență sau nu, am fost audiat de către domnul procuror de la PCA Constanța. Numai Dumnezeu poate ierta greșalele oamenilor. Eu sunt gurzu, nu vă iert pe niciunul. De capuri pe 30 de femei care să strige tare. Urzu! Își bate joc de ei. Dacă urzu! Spare! Ce să facă abi? Cine îi mai dă valoare? Urzu! Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Sără, sără, Doamne, un copac, acolo unde lacrimi am vărsat. Ce faci, mă? O dai cu mine? Ridici mâna la mine? Dai în glume cu mine? Păi nu tu o dai în glume cu mine. De ce dai mă mine? Stai că am telefonul pe înregistrat. Toate durerile nu n-o să asculte. Sunt unul din cei cu inimile rupte. Poate și tu printre ei am pornit cu puțin. Ca cum să strig lângă ai mei sără. Ascultați, da, dacă ăla mă lovește el, ce se întâmplă? Cine răspund, dumneata? Dacă aveai ceva urgent acum, în momentul de față, ok, te înțelegeam să fii aici la poliție. Da, da? Mă înțelegeam. Colegii ți-au transmis clar, depui plângerea online sau cum vrei, dumneata. Da, așa, da, și bun. Eu vreau să depun și probele. Da, probele că vei fi chemat la audiere. Ok, bine, așa să... Am telefonul pe înregistrare. Da, domnule. Bine, domnule. Sără, Doamne, un copac, acolo unde lacrimi am vărsat. Sără, sără, Doamne, un copac, acolo uitați-l cum o jură oamenii. Lacrimi am vărsat. Și să sece, Doamne, voile, cum au secat toate durerile. Nu n-o să asculte. Am pornit cu puțin, mai mult de nimic. Dar te-am iubit destul ca acum să strâng lângă ai mei. Să răsa. Credeți că eu mint? Bună ziua, de la poliția Năvodat sunt, adică eu ziua în față. Am văzut când o persoană, o femeie de feminin, l-a lovit din ce cauze. Nu mă, dar eu i-am făcut ceva? Nu. Și aia, schisa, ce făcea aici? Abar n-avem. Păi nu, dar o felicitări, domnule, că ai recunoscut.
Hai frățică-l, hai la mine. Sunt șmenare, sunt o mare bijiță. Lasă, frate, că se strică pistolul, s-a stricat și ăla al altul, nu înțelegi? Că n-ați dat bani ca să o faceți aici, da? N-ați dat bani. Băi, ia mă bună! N-ați dat bani să o faceți aici, dă-te să închid ușa, că s-o vine curentul la mine la ușa. Lasă, vine curent, frate. Băi, de ce mă împingi, mă? Am telefonul pe înregistrat. Drobeta, drobeta, turnul Severin. Aici orașul de șmechiri plin. Vișnițare, pandicar, suhute de panacotari. Panacotari, panacotari. Hai băiete, hai la mine. Schimbă mare ca hai cu duma cu mangara. Să-ți dau fata, hai frățică, hai la mine. Sunt șmenară, sunt o mare bijiță. Drobeta, drobeta, turnul Severin. Aici orașul de șmechiri plin. Țari, pandicar, suhute de panacotari. Panacotari, panacotari. Ia uita cum se închide ușa. Ce facem, domnul elefant? Nu intru în casă. Nu intru în secție. Mergem la parchet. Mergem la parchet. Păi nu mi-ați dat citație. Mergem la parchet. Poftiți? Păi nu a refuzat și mi s-a zis de către domnul Larion că mi se va aficea pe ușă. Nu mi s-a aficea. Aseară, păi nu, că aseară Bora Dragoș l-am filmat când... Când nu avea mască, ce a venit mi-a deci dat cu piciorul. Deci te-a reclamat o persoană, declari în legătură ce? Cu... Domne, ascultă-mă, stai aici să-ți explic situația. Păi, hai din birou, nu stau afară. Aici stau, că am telefonul pus pe înregistrare. Păi nu, păi și atunci de ce vă instiga să comit contravenție? Ce contravenție? Trebuie să te audiezi, că ai reclamat o persoană. Păi știu cum am. De 1000 de lei aseară. Putem vorbi aici? Haide sus în genul, să nu te ținem frică, nu, să nu te ninge afară. Bine, asta ne spune sus cu andai jucă. Nu e nicio problemă. Păi nu, dar că bine, comitea contravenție. Da? Haideți, doamne, venit. Da. Dumneata faci ce crezi, uite aici, probele, bine, cu dosarele, dumitale. Am înțeles, refuz să dai declarație? Da, refuz să dau declarație. O să fac proces verbal, că refuz să dai declarație. Te-a reclamat un domn. Da, știu ăla pe care, ăla pe care l-am fotografiat. Perfect. Dar ce mi-a zis înainte să-l spui pe fată, să mă put în... Bine. Așa, e, și după ce eu l-am scuipat, m-a scuipat și el. Bună ziua, domnul Neatu, îmi cer scuze că deranjez, Ciprian Gurzu mă numesc. Vroiam să vă anunț că i-am făcut plângere lui Săraru și lui Elefteriu Florin. Eu te mi-au închis. Oroiul care nu poartă mască.
vine după mine. De ce? Craniofacial, da? Craniofacial, da. La față. După ce mi-au făcut radiografie și la coaste, am venit pe secția orele a Spitalului Județean Constanța și aștept să mă consulte domnul doctor. Întrebarea care se pune e din cauza cum? Din cauza Lugoroi, bombardierul de la Babadag, sau din cauza polițiștilor de la Năvodar, care nu își fac meseria, că dacă și-ar fi făcut meseria încă din 2018, nu s-ar mai fi ajuns aici. E a treia oară când mă bate anul ăsta, doar anul ăsta. Și pentru ce? Din cauza ta, Carmen? Din cauza ta, Solcane? Sau din cauza cui? Spuneți-mi și mie. Iar ce se întâmplă? Cine răspunde? Dumneata? Eu vin aici că mă ia lumea la bătaie. Da, și ai făcut plângere, ok. Așa, și la cine? La domnul Elefteriu? Păi domnul Elefteriu a ajuns inculpat în dosarul 2300 perpetuă 2021, tocmai că n-a făcut dreptate când mă raportă la Dragoș la bătaie. Păi eu vă țin, dar nu mă bate joc de mine, ăla răbatem. Îmi zice că m-au la pușcărie, filat, nu poartă mască, totul sub privirile dumneavoastră. Uite aici, ne vedem la control intern. Bună ziua! Salut mâna, am putea face legătura la eliberări certificate medico-legale? Bună dimineața, Ciprian Gurdu mă numesc, am făcut și eu pe 2 decembrie un certificat medico-legal. Numărul e 1617. Da, este încă în lucru, să știți. Păi și spuneți-mi, eu vreau să-l depun la poliție ca să se ia măsuri. Păi cu acea chitanță putem merge deja la poliție, pentru că poate știe că este în lucru la noi. Dumneavoastră, nu știu, eu părerea mea, e că îmi blocați dreptul la justiție. De pe 2 decembrie... Și doamna doctor, care se ocupă, nu este în sediu. Mhm, ok, bine, vă mulțumesc. Señores, eu soy Pablo Emilio Escobar. Burzo!